Dosarele de candidat se vor depune la sediul Centrului Militar Zonal Dolj în perioada 10 ianuarie-4 februarie. Ulterior, aceștia vor susține probele eliminatorii, psihologice și fizice și examinarea medicală. În momentul prezentării la sediul nostru, candidații vor avea asupra lor următoarele: cartea de identitate, certificatul de cazier judiciar, actele de studii, permisul de conducere și livretul militar după caz. Pentru a putea deveni rezerviști voluntari ai Armatei Române, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Enumerăm unele dintre condiții. Pentru soldați gradați, vorbim despre vârsta maximă de 50 de ani și absolvenți cel puțin a învățământului general obligatoriu, iar pentru cadre militare rezerviști voluntari, vorbim despre vârsta maximă de 55 de ani și absolvența învățământului liceal cu diplomă de BAC și studii post-liceale după caz. În funcție de pregătire și de postul pentru care au fost admiși, rezerviștii voluntari vor participa anual la unitatea militară la care au fost convocați pentru a participa la stagii de instruire sau la misiuni. Ei vor fi plătiți în funcție de numărul de zile în care au fost convocați. În celelalte luni din an vor primi 30% din solda de funcție la care se adaugă solda gradului deținut.